Județul Mehedin se poate mândri cu artiștii de toate vârstele. Ieri la Palatul Culturii Teodor Costescu, în cadrul atelierelor cu Bart, micuța artistă Carina Andrada Odoran, cu un mare talent la pictură, a expus o serie de lucrări pline de culoare și imaginație. Palatul Culturii Teodor Costescu împreună cu profesori deosebiți și dedicați au reușit să lanseze talente inedite în județul Mehedinți. De această dată este vorba despre Carina Andrada Orodan, micuța artistă pasionată de pictură care deschide seria de expoziții dedicată celor ce activează în cadrul atelierelor de creație cu Bart, ce se desfășoară în sala Clubul Artelor. Noi am inițiat un eveniment foarte special pentru copii și anume cu Bart, care constituie nu numai pictură, dar și ateliere de literatură, de muzică, de confecționat diferite obiecte. Astăzi vom expune o parte din lucrările care au fost pictate aici la atelier. Micuța artistă de astăzi, Carina, care expune, este prima care deschide seria expozițiilor din acest șir de lucrări care se execută aici. Carina are doar 7 ani și face performanță încă de la o vârstă fragedă. Aceasta se poate lăuda cu prima sa expoziție de pictură. Sunt picturile tale? Da! De cât timp pictezi? De la vârsta de 4 ani. Câți ani ai avut? 7. Pentru a ajunge la această performanță de la o vârstă fragedă, am înțeles că un mare merit îl are familia Carinei, care au susținut-o din prima clipă și au luptat neîncetat pentru talentul ei. Sunt bunicul Carinei și pentru mine e o mare bucurie că am o nepoțică atât de talentată și o să-mi dau tot interesul și o să ajut cât pot ca să ajungă cât mai bine. Și pentru mine tot e o bucurie că sunt la prima expoziție a fiicei mele. Am descoperit talentul așa tamne sau cum ar veni. I-a plăcut și i-am zis o adu la domn profesor. În cadrul atelierelor de creație cu Bart, copiii talentați își pot pune în aplicare abilitățile. Eu pictez aici de foarte mult timp și sunt la școala Paulian de arte și de muzică. Și îmi place foarte mult să pictez. Și îmi place foarte mult să pictez cu culori multe. Îmi place să pictez flori, tot. Un mare merit pentru această reușită a Carinei l-are și profesorul său, Victor Lalu, care a crezut în ea din primul moment. Sincer vă spun, ea lucrează de aproape 3 ani în Palatul Copiilor și dacă vedeți câte lucrări are, nu o să... Deci, o să vă arate că are calitate și aceste calități noi vrem să le facem și mai bune. Ce doresc, ce vreau să spun de fapt? Vreau să spun că Palatul lucrează cu masa și din această masă noi selectăm copiii care vor merge pentru liceele de artă. De-aia există în Mehedinți liceul de artă, pentru că există copii de calitate. Am onoarea să mă aflu la prima expoziție a elevei mele, Carina, talentata Carina. Ce pot să vă spun este că este un copil fenomen, extraordinar de talentat. Ea are mai multe calități, dar artistice, mai multe talente, cântă, da, folclor, pictează, precum am observat, extraordinar de frumos și este un copil cu un potențial la învățătură extraordinar. Toți participanții la ateliere au fost răsplătiți cu diplome pentru munca depusă, urmând ca lucrările fiecăruia să fie expuse. Aceste ateliere vor continua și pe timpul vacanței cu pictură, muzică și lectură, astfel ca toți copiii să își exercite pasiunile și să fie parte la actul de creație.